Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, astăzi ne aflăm la Plopeni. Am decis să venim aici, fiindcă vă spun sincer, v-am spus, căutăm localități care au performat. Prahova nu este Ploiești și Ploiești nu este Prahova. Am spus-o de multe ori până acum. Căutăm modele de succes, căutăm administrații care îmbunătățesc prin fapte, nu prin vorbe, viața, calitatea vieții locuitorilor. Alături de mine se află primarul orașului Plopeni, domnul Dragoș Niță. Vă salut, domnule primar, vă mulțumim că mergeți cu noi pe teren, cum se spune. Bună ziua, bine ați venit, mă bucur că sunteți la noi. 50 de ani, ați făcut în 3 ani și jumătate în Plopeni investiții cât s-ar fi putut, cât s-ar realiza în 50 de ani dacă v-ați fi bazat doar pe bugetul propriu. A fost cei mai buni 3 ani și jumătate, aproape 4, din istoria post-decembristă ai orașului Plopeni? Da, într-adevăr, cei mai buni ani de după Revoluție, dar povestea a început din 2016, că nu poți să faci peste noapte un proiect și să-l implementezi a doua zi. Din 2016 am început să gândim cu viziune pentru orașul Plopeni, și ne-am gândit în primul rând la educație, că de aici pornește totul, viitorul de mâine înseamnă educația de astăzi. De aceea am început cu școala generală pentru un proiect de reabilitare termică și eficientizare energetică, un proiect de 1 milion de euro, bani europeni, plus partea noastră de cofinanțare destul de mare, pentru că nu au fost eligibili toți banii din fondurile europene. Înainte, școala se află chiar în spatele nostru, înainte de a vorbi despre educație, aș vrea să vă întreb un lucru. Sunteți plopenar. Cunoașteți orașul născut, crescut, trăit și iată, ocupați și funcția de primar. Cunoașteți orașul și problemele acestuia poate mai bine decât oricine. Dar pe o scară de la 1 la 10, dacă doriți, unde se află Plopeniul, apropo, în raport cu dorințele dumneavoastră în anul 2024? Adică dumneavoastră, cu siguranță, poate vom vorbi, nu știu dacă avem timp astăzi, și despre proiecte, și despre Plopeniul 2030 sau 40. Unde îl vedeți? În raport cu dorințele dumneavoastră. La momentul ăsta undeva la un 8. La un 8 sunt multe de făcut. Asta înseamnă tot la fel gândire, viziune și finanțare. Și tot bani, tot fonduri externe? Da, de altfel nu. Din bugetul local este insuficient, adică gândiți-vă că avem an de an undeva la 400.000 de euro buget local. Și din bugetul local nu poți să faci asemenea investiții, nu ai cum să faci o asemenea dezvoltare. Ne-am axat foarte mult pe fonduri europene începând în 2016, pentru că am avut la vremea aceea o discuție cu ministrul de resort al Ministerului Dezvoltării și mi s-a spus că pe PNDRN vom primi bani pentru dezvoltarea în domeniul educației. Vom primi bani decât pentru asfaltări și canalizare. Și atunci m-am dus foarte bine intenționat la directorul ADR-ul Muntenia, am discutat cu dumnealui ce vreau să am pentru Plopeni și am început treaba. Cât de greu sunt de atras și de administrat aceste fonduri? Fiindcă vorbeam și cu alți colegi de dumneavoastră, colegi primari. Oamenii, noi românii, având multe probleme în localitățile unde trăim, aflăm din presă sau de la primărie, domne, orașul X a atras, a câștigat un proiect de 3 milioane de euro. Și văd oamenii că se modernizează școala. Unii spun, domne, dar nu putea drumul, neștiind că de fapt există axe foarte clare și nu poți, că deturnare de fond, nu poți să faci decât ceea ce ai câștigat. Asta e raportul cu fondurile europene. Cât de greu sunt de atras, câtă birocrație este, câtă răbdare trebuie. Trebuie să gândești exact pe ce axe sunt de dezvoltare în România. Din 2014 în 2020 am avut anumite axe. Acum, din 2020 până în 2030, avem alte axe. Alte domenii, cu alte cuvinte. Da, da, da. E, la momentul acela, pentru orașele din România, axele de finanțare erau pentru eficientizare energetică a clădirilor publice. Și, normal, că m-am gândit, aveam mari probleme la școala generală cu agentul termic, adică centrala era undeva veche, aproape de 20 de ani, nu mai funcționa și așa 2 ani de zile, 2018 și 2019, cu personalul auxiliar nedidactic, ne-a închinuit foarte tare să asigurăm căldura în școală. A fost un an greu și pentru copii, pentru că am mutat în altă locație, nu prea
Își disconfort. Da. Dar într-un an de zile am mutat aici în locația nouă și toți copiii sunt fericiți. Ce s-a reușit? Se află în spatele nostru, se află școala. Ce s-a reușit prin aceste fonduri externe? Și subliniez, administrațiile care performează nu se bazează doar pe bugetul propriu, care de 99% dintre cazuri este total insuficient. La această școală din Plopeni, ce s-a întâmplat concret? În primul rând, centrala termică a fost schimbată. Tot ce înseamnă calorifere, rețea de distribuție a schimbat. Jos în sălile de clasă schimbat pardoseala, totul făcut pe materiale care sunt foarte puțin să spun transmisibile de agent termic. De agent termic. Da. Multe lucruri. Deci absolut e autorizat acum ISU școala. Acoperișul l-am făcut. Geamurile termopan care nu mai erau bune, erau făcute din 2005-2006 și nu mai erau la un standard normal și permitea frigul să intre în clasă. Pe urmă tot ce înseamnă de jur împrejur aici era când ploaia era apă. Am făcut un sistem de preluare a apelor pluviale, nu este strop de apă când plouă. Deci nu vorbim doar despre înlocuirea termopanelor. Nu. E toată clădirea. Că au fost banii din bugetul local și nu numai, că am primit și banii de la Guvernul României pentru cofinanțarea pentru lucruri. Lângă școală, îți povesteați un pic mai devreme că sunteți foarte supărat cu sala asta de sport. Care-i povestea și care este stadiul actual și de ce sunteți așa supărat? Că eu când am ajuns aici, am zis, wow, ce bine arată. Dar dumneavoastră mi-a zis, stați puțin, că sunt foarte supărat pe obiectivul ăsta. Este singurul obiectiv care nu este dat în primire. CNI-ul în 2018 am făcut adresă și mi s-a aprobat această sală de sport pentru copiii din Plopeni la școala generală. S-a lucrat ok până în 2022, până în luna martie, după care, nu știu ce a intervenit între constructor și conducerea CNI-ului, că totul a fost de izbeliște, constructorul n-a făcut bine apele pluviale de preluare de sus, a plouat înăuntru, s-a degradat într-un hal foarte mare. Și de atunci, eu de acum 2 ani, în septembrie 2022, am ieșit public și am țipat, am strigat la CNI și să mă audă toată lumea că trebuie finalizat acest proiect. Nu s-a întâmplat nimic de atunci până acum. Primăria... Eu le-am sugerat să-mi o dea mie așa în stadiul care este. Că o terminați dumneavoastră? Și nu permit cei de la CNI până nu... Mi-au dat diverse răspunsuri, unul mai ciudat decât altul. Iar primăria dumneavoastră, primăria Plopeni, poate să intervină în vreun fel? Sau sunteți legați de mâini și de picioare, cum se spune, fiindcă relația este între CNI și respectivul constructor? Între contractul meu cu CNI a fost decât să asigur utilitățile. Să pun terenul la dispoziție, să asigur utilitățile. Eu m-am ținut de cuvânt. Plus că am făcut mai multe pentru constructor să fie bine pentru această... Ca să termine mai repede, să termine... Problema este fix la CNI. Ei care nu fac mai departe o altă licitație, că au venit între timp cu niște proiectant să vadă nivelul de degradare, dar atât. Problema, din ce spuneți dumneavoastră, e că se degradează, da, și în loc să se finalizeze, da, există risc. Și să beneficieze copiii de ea. Da. La ora actuală, care a fost ultimul răspuns al celor de la CNI? În luna decembrie anului trecut, că se va întâmpla o licitație, dar și o să comunice când va fi gata. Birocrație multă, pe semne proiecte multe. Da, și am înțeles că CNI-ul sunt foarte multe proiecte la nivel național, dar măcar să le termin pe astea care le-ai început. Nu știu, e o mare dezamăgire a mea vis-a-vis de acest proiect. Este singura dezamăgire în acești 4 ani. Singura dezamăgire. Și din păcate CNI-ul nici nu poate, v-a spus clar că nu poate să dea primăriei Plopeni. Nu, pentru că am o hârtie să mi-o dea și mi-a zis că nu poate, până ei mi-o dă la final cum a fost contractul inițial, în momentul în care e gata, ne prede cheia. Apropo de educație și de educație, spuneți-mi, vă rog, la capitolul grădinițe și creșe, care este situația? Fiindcă, de fapt, educația sau nivelul de calitate într-o localitate se măsoară, sunt mai mulți factori. Vorbim aici despre educație, vorbim despre cultură, vorbim despre utilități publice, vorbim despre sport. La educația aceasta preșcolară, sunteți mulțumiți ce s-a întâmplat? Păi, școala a fost accesată pe proiect pe axa 3.1 fondurilor europene. Pentru grădiniță și construcție creșe nouă,
am accesat pe axa 13. Deci și acolo ați accesat fonduri externe? Da, peste 1 milion de euro la grădință și 800.000 de euro la... Vă propun să mergem să vedem care este situația acolo și cum arată acum. Revenim imediat. Ne aflăm, dragi prieteni, în spatele meu se află, dacă vă vine să credeți sau nu, o creșă. Știți că noi la Ploiești avem mari probleme. Mă rog. Care arată foarte bine. E nouă sau... Da, e nouă, că nu pare reabilitată, domn primar. Nu, creșa este construită nouă pe axa 13, care sunt în două componente, componenta de parcuri și componenta de clădiri publice. Această clădire a fost construită de la zero, pe creșa pentru copii din orașul Ploiești. În cât timp ați construit-o? În 2 ani de zile. Deci se poate. Da. Iar aici o spuneați undeva la 800.000 de euro, dacă nu da, mă înșel. Euro, iar noi, dragi prieteni, ne aflăm în curtea școlii, o să vedeți imagini. Curtea grădiniței, scuze. O să vedeți imagini cu grădinița, arată spectaculos și înăuntru. Iar la grădiniță, domnule primar, care au fost lucrările care au fost executate? Eficientizare energetică și termică. Asta înseamnă centrale, tot așa noi. Sunt două centrale noi, care le-am făcut din nou și tot ce înseamnă termopan, tot ce înseamnă schimbare de pardoseli, unele care sunt de eficiențe energetice. Miroase foarte bine înăuntru, adică e totul... Totul este nou, plus materiale și mobilier nou. Oamenii ce spun? Până la urmă, oamenii, mai puțin copiii, trebuie să spună copiii. Copiii sunt cei care beneficiază primii de aceste investiții mari și frumoase, pentru că aici 4-5 ore sunt aici copiii, împreună cu educatorii care îi educă în fiecare zi. Sunteți mulțumit așadar de calitatea lucrărilor și la grădiniță și la creșă. Creșa când va fi dată în folosință? Sper ca anul ăsta să fac recepția acum în luna martie și dacă fac recepția imediat trecem împreună cu inspectoratul școlar la angajările pentru personalul care va deservi copiii până la vârstă de 3 ani. Deci undeva oamenii din septembrie sau de când? Eu așa sper din tot sufletul, în septembrie să intre. Care, în afară de personal, care ar mai fi pașii? Că oamenii știi ce se întreabă, domne, arată foarte bine, e nouă, de ce nu dă drumul repede? Personal, atât, nu altceva, nimic. Deci undeva înseamnă că în septembrie cel târziu, da. La începerea anului școlar? Da. Eu pot să mai vin și cu o chestiune clară și dacă nu pot anul ăsta să introduc inspectoratul școlar și Ministerul Educației, prin Consiliul Local o să aloc un buget în care putem să desfășurăm acest lege. A, ca să... Bă... Da. Deci dacă nu se face recepția într-o anumită perioadă în care cei de la inspectoratul școlar ne permit să facem aceste angajări, eu pot să fac prin Consiliul Local acest lucru. Erau multe cereri pentru creșă. Care era situația? Foarte multe. Foarte multe. Sunt, Doamne ajută că sunt familii tineri orași care... E o problemă socială, da. Da, și e o problemă socială, da. Fiindcă până la una alta... Pleacă la serviciu, trebuie să da. Lasă copilul. Nu tot timpul ai bunica, mama, tata, da, care da. Să fie disponibil să... Trebuie să zic, o creșă este mai mult decât... Adică nu este ceva, domne, opțional, nu, în orașe, este o condiție. Trebuie să duc copilul la creșă și la grădiniță și la școală. Am spus că din 2016, viziunea mea era asta pentru educație. Și a fost de atunci chestiunea aceasta pentru creșă, pentru că nu aveam așa ceva în orașul Ploiești. Am mai avut o variantă de încă o creșă pe AFM, variantă care nu era deloc fezabilă și viabilă pentru orașul Ploiești, și am trecut numai la această creșă pe care am făcut-o pe fonduri europene. Bine, acum să știți că și la creșă și la grădiniță, faptul că am început din 2016 aceste proiecte, nu le faci peste noapte și a doua zi libere. În 2016, valoarea, deci s-au aprobat în 2018 de către ADRS-ul Muntenia, au devenit eligibile și când intri la finanțare, când intri la implementare, banii nu mai sunt aceiași care au fost atunci la proiect. Și banii ăștia de ajustări, ca așa se spune, care s-au dat de către guvern de două ordonanțe, nu avem niciun ban până la noi. Banii aia trebuie să-i asigurăm noi din bugetul local. Da. Banii suficienți, dar avem pe Iulian deci Dumitescu sunt... la conducerea CJ-ului, care ne-a ajutat foarte mult să-i dea Dumnezeu sănătate. Mai sunt ajustări de prețuri, de bugete, și la un moment dat, care la un moment dat pot încurca o administrație locală. Foarte clar. Deci nu poți să... Deci,
construcția în sine se clipează. Nu ai bani să plătești constructorul și constructorul pleacă, că nu poți să strugi să facă ție lucrarea la final și tu să nu-i dai bani. Face un credit mic, dar pe urmă pleacă. Nu poți. E a doua oară când puneți accentul că lucrurile, investițiile, cel puțin acestea pe fonduri externe, fie că vorbim despre PNRR, fie că vorbim despre Ioan Ghirțarini, fie că vorbim despre fonduri europene, nu se fac așa. Ne. În cât timp, la modul serios, poate o primărie să realizeze lucruri mari, nu să realizeze o asfaltare de 200 metri la o stradă. Aveți experiență. Trebuie în primul rând să ai dibăcia să lucrezi cu un consultant bun. Deci consultantul care noi lucrăm la orașul Plopeni, în proiecte de fonduri europene și nu numai, avem absorție 100% de fonduri europene. 100%? 100%, niciun ban cheltuit timbri. Niciun leu. Și noi plătim primăria orașului Plopeni acest consultant în funcție de realizarea investițiilor. Dacă s-a realizat, ieșea comision, da. Cum e firesc, fiindcă de fapt dacă mie în localitate mi-aduce 15 milioane, evident că eu i-aș da la Ploiești 1 milion de euro la 50 de milioane atrase. Și în momentul în care... Fiindcă sunt bani externi din bugetul local, vorbeam mai devreme. În momentul în care implementezi proiectul consultantului aici, alături de proiectant, nimic nu se face fără toți să fim în echipă. Nu. Deci în cât timp, la modul real? Că oamenii spun, deci, domne, cât mai repede, toți oamenii doresc lucruri cât mai repede. Orice proiect inițiat, da? Mai devreme de 4 ani nu poate fi implementat. Deci durează foarte mult până va fi eligibil la adresul Muntenia, la Ministerul Dezvoltării, apoi, pe urmă, stai până faci licitație, că și asta durează. Contestații, eventual. Nu mai spun că la licitație, dacă te extrage la ANAP până ex-ante, mai stai vreo 3, 4, 5, 6 luni până te ia la verificat. Am pățit cu un bloc NZEB, l-a luat până sondaj și l-a luat pe al meu. Și am stat încă vreo 6 luni de zile până... Da, astea sunt realități în România, nu vorbesc altceva. Problema e că noi, primarii, avem o problemă de finanțări și de cofinanțări acestor lucruri, că nu avem de la Guvernul României acest bani de ajustări. Că nu-i dăm vina noastră, s-a întâmplat să întârziem 4 ani. Și prețurile evident, exact. Că prețurile materialelor au rotorat în 4 ani, s-au majorat. De aceea, foarte multe proiecte la nivel național pe fonduri europene s-au oprit. De aceea. Și noi, eu am gândit-o și am făcut un împrumut, l-am plătit. Pentru cofinanțare. Ca să am bani tot timpul. Ca și constructor să meargă lian cu lucrarea. Nu când îi vin banii de la București, peste așa, 3 luni. Dacă stăm așa, nu facem nimic. Deci nu facem nimic. Deci mai devreme de 4 ani de zile, la modul real, da. O administrație nu poate nu să atragă. Nu poți implementa, să implementezi și proiectul. Să finalizezi. Să fie gata. Da. Proiecte mai mici, că dacă e proiect mare... Durează mai mult. Evident că durează mai mult. Erați tare bucuros și îmi povestea ceva despre o sală polivalentă. Care este istoria? De ce a ținut să fie o sală polivalentă la Plopeni? Apropo de viziunea din 2016, dacă doriți. Da, sala polivalentă a fost construită până în anii 90 și a ajuns într-o stare de gazdare mare. Eu, care iubesc sportul și am practicat fotbal și nu numai, trebuia să mă îndrept și către această sală polivalentă, ca și cum și pentru stadionul din Plopeni am realizat lucruri mărețe în acești 4 ani, dar vom vorbi și despre poate stadion. Poate ajungem și la stadion, da. Astăzi, da. Sala polivalentă trebuia să beneficieze de astfel de fonduri. Pentru eficientizarea energetică acolo, deci din bani europeni au fost undeva la vreo 6.000 de euro. Și partea noastră de cofinanțare, că nu puteam să fac numai eficientizare energetică acolo. Necesita mult mai multe lucrări și ample. Și partea noastră de finanțare a fost de 6.000 de euro a orașului. Numai pentru acest obiectiv. Ce rol joacă, cum vedeți, și dacă vreți și în prezent și în viitor, rolul sălii polivalente pentru plopenari? Care este deschiderea? Care sunt perspectivele? Păi, în primul rând, punem din nou pe harta României orașul Plopeni. Prin aceste turnee care deja au început, turnee de handbal. Vin multe echipe naționale, internaționale. Au fost? Au fost acum 2 săptămâni. Haideți să vedem sala polivalentă, vă propun. Fiindcă dacă vine o echipă internațională sau națională, înseamnă că arată foarte bine. Da. Sunteți mulțumit cum a ieșit? Super. Mai avem ceva investit de făcut, dar tot cu Constituția în parteneriat, să vedeți. Haideți să vedem sala polivalentă din Plopeni. Ne aflăm, dragi prieteni, la sala polivalentă din Plopeni. Domnule primar, două chestiuni. Spuneați că înainte cu 3 ani de zile, aproximativ 4 ani, 3 ani, aici ploua. Da,
Până acum și doi la mână, Cristina Neagu a fost pe aici, pe unde călcăm noi, da. A început ea junioratul. Care-i povestea cu Cristina Neagu? Ca să, de fapt, cea mai bună handbalistă la nivel mondial, declarată an la rând. Deci nu numai Cristina Neagu, vreau să vă spun, Cristiancu, care e un iubitor de handbal prahovean și național, are la noi în oraș un hotel și acolo emulația se face, handbalul se cazează acolo și joacă în sala polivalentă. E, de-a lungul anilor, Cristina a venit aici la noi și era în echipa domnului Iancu. Și aici se făcea pregătirea în handbal, plus că am avut competiții la vremea aceea, eram viceprimar, încă nu plouă așa de tare în sală, dar era un frig năpraznic, era un frig groaznic. Și a venit naționala de junioare din trei țări, Norvegia, Suedia și... Din nord, da, de acolo. O competiție extraordinară. Fetele astea care sunt campioane mondiale din Norvegia, au venit aici. Și eu le-am mânat cupe și trofee. Da. Deci e o mare mândrie. Credeți că Plopeniu, vreți să puneți din nou Plopeniu pe harta handbalului românesc? Da. Poate Plopeniu, prin această sală polivalentă, prin pasiune, prin oameni de valoare, cum vorbea despre domnul Iancu, să devină, să redevină? Tradiția. Tradiția trebuie să o ducem mai departe. Noi, orașul Plopeni, și în handbal, și în fotbal, am avut tradiție. Și de-aia trebuia reparat acest obiectiv. Activ. CSO Plopeni, da, e handbalul, da? Da. Care avem parteneriat cu domnul Iancu și împreună avem 5 grupe de copii și juniori. Deci de mici? De mici, da, fac handbal. O Cristina Iancu poate să se antreneze aici. Da. Păi, pentru copii să vină să facă sport. Haideți să revenim la ploaie. Mai mult decât atât, avem cu Consiliul Județean o înțelegere ca echipa județului să vină să joace aici, să facă antrenament aici. Iată. Deci circuitul acela nu trebuie să facă. Să genuze ceva cu flori, parcă echipa Consiliului Județean. Liga Florilor. Da. Haideți să revenim la sală. Ați început modernizarea în urmă cu 2 ani jumate, 3, nu? Proiectul a început mai demult, v-am spus că nu vii peste noapte să-l faci. Proiectul mai demult a început, dar efectiv lucrarea de implementarea proiectului s-a început în 2022. Și de atunci este cum o vedeți astăzi. În ce stadiu era? Stați ca să ne lămurim, că azi vedem cum este. Am spus, era un frig năpraznic, când ploua, aici era unde suntem aici, numai găleți de jur împrejur ca să nu distrugă ceva. Exagerat sau asta era? Nu, realitatea și oamenii știu asta. Deci oamenii știu asta. Și acest obiectiv în oraș Clopeni chiar este un obiectiv mare, făcut cu truda părinților noștri pe timpul lui Ceaușescu. Vreau să spun că în momentul în care s-a lucrat în subsolul acestei clădiri, la undeva la vreo 8 metri, firma care a lucrat aici, am intrat o singură dată și mi-a fost frică să mai intru, betonul era vânăt, așa calitate era la vremea aceea. Și am făcut aceste lucrări, că în momentul în care venea prea multă apă pe pluvială și calamitatea orașului refula în subsolul clădirii. Și totdeauna, ce însemna vestiare, tot era plin de mizerie. Și am rezolvat problema asta. Și ce lucrări ați făcut? Așadar, acoperișul clar, schimbat. Da, centrală termică nouă și cu climă. De vara nu mai există să fie cald. Vara dăm drumul la centrală și cu aer condiționat și cu căldură. Da. Cu panouri fotovoltaice care asigură iluminatul în sală, să nu cheltuim bani. Plus, astea au fost pe fonduri europene, plus celelalte neeligibile care au fost și trebuiau lucrări, trebuia făcute din bugetul local. Deci undeva la vreo 600.000 de euro din bugetul local am alocat numai pentru sala polivalentă. Pentru? Spuneați, pentru tot ce înseamnă țevăraie, pentru tot? Da. Pe fonduri europene a fost eficientizare energetică. Clădirea asta nu puteam să fac decât eficientizare energetică, să schimb termopanul acolo și centrala. Clădirea asta trebuia să fac întâi să nu mai intre apă înăuntru când plouă. Și aia a fost o muncă titanică jos acolo. Ce urmează pentru această sală? Schimbarea pardoselii, mi-ați zis? Nu schimbăm pardoseala. Peste această pardoseală care este veche, făcută de acum 40 de ani, care toți iubitorii de handbal o apreciază, că de nu, ce? Nu te dor genunchii și gleznele. Da. Peste ea va veni acel strat, nu sunt specialist, care e acum la modă și se trage pe toate stările de sport. Deci peste. Peste, da. Și avem un parteneriat Consiliul Județean pentru treaba asta. Deja într-o lună zile o să avem o tabelă de marcaj nouă, modernă și sonorizare.
Și scaunele am înțeles că le schimbați? În același proiect, în același parteneriat cu Consiliul Județean, suprafața de joc și scaun. Și atunci este nouă. Pe atunci arată nouă. Este nouă. Și ținta este? Copiii să joace handbal, din fetele din Plopeni să joace handbal și să aducem Plopenii pe harta României la handbal. Apropo de copii, la capitolul parcuri, ce ați reușit să livrați ceva comunității? M-am spus mai devreme când am fost la grădiniță că pe axa 13 sunt două componente, una de parcuri și una de clădiri publice. Respectiv am făcut grădinița și creșa construcție nouă și respectiv trei parcuri. Trei parcuri noi. Investiție undeva aproape de 500.000 de euro. Deci trei parcuri create de la zero. Da, de la zero. De la zero. Care sunt în diferite zone. Diferite zone a orașului, da. Mai există și alte zone unde intenționați să creați parcuri? Avem, oamenii vă cer? Avem suficiente parcuri și cu aceste trei pe care le îmbunătățim an de an. Deci anul trecut am îmbunătățit parcul central, tot așa cu investiții destul de mare, undeva la vreo 50.000 de euro. Adică nu e puțin pentru bugetul orașului Plopeni să facă numai... Păi nu, dacă ați fi doar pe bugetul orașului, hai să ne înțelegem. În momentul acela ați ridicat mai mult din numeri decât ați... Oricine ar fi. Înainte de a merge la terenul de fotbal, care are o istorie și mai ales un prezent interesant, da? Da, Metalul Plopeni, nu era? Metalul Plopeni. Stadionul Gheorghe Șilaev. Gheorghe Șilaev a fost director la uzina Plopeni, pentru că uzina a generat orașul, a dezvoltat orașul. Și un mare director și un mare om. Dumnealui a făcut, împăratul se spune, așa îi spune, împăratul. Dumnealui a făcut totul pentru stadionul Plopeni. Înainte de a merge acolo, spuneți-mi, vă rog, domnule primar, oamenii când vin în audiențe, fiindcă știți de ce? Să că vă întâlniți cu ei pe stradă. Fiindcă am văzut că mergeți mult pe jos și sunteți salutat din 2 în 2 metri. Oamenii, când vin, ce vă cer? Care ar fi prioritățile plopenarului? Nu ale administrației, ale primăriei, ale aparatului propriu. Oamenii ce invocă? În primul rând, oamenii vor siguranță. Siguranța înseamnă mult pentru oameni și asta îmi cer. Avem un oraș liniștit. Doi, îmi cer foarte mult pentru educație. Copiii noștri să învețe în Plopeni. Să nu mai plece la Ploiești. Este mirajul ăsta al copiilor să plece la Ploiești, dar copiii să învețe și de aceea am făcut în școala generală lucrul acesta, investiții, și de aceea acum depun proiect pentru liceu. Tot ce înseamnă la liceu, clădire, va fi nouă, sală de sport, atelierul școală și teren de sport multifuncțional în curtea liceului. Deci este o știre, veți depune, veți depune proiectul făcut, pentru, să-l depun când pentru, se deschide pentru modernizarea totală a liceului. Da. Bun, educație vă mai cer oamenii, iar al treilea lucru... Act medical să fie, pentru că e o istorie. În 2011, Guvernul României ne-a închis spitalul. Da. Ca și în alte localități. Încă 67 din țară. La vremea aceea, Dumnezeu ne-a scos în cale un investitor privat și am concesionat acest investitor în care acum avem act medical. Și acum desfășoară act medical cetățenilor care sunt cu buletin de Plopeni, investigații de contract de casă, se fac toate acolo grafic. Toată lumea să știe lucrurile astea. Eu n-am făcut o chestie să... Wow, să știe... Deci, stați puțin. Cei care au buletin de Plopeni să meargă la centru, și anumite investigații medicale... Care sunt gratuite. Care sunt gratuite. În baza acestui parteneriat? Da. Bun. Da. A, și la educație. Și al treilea ar fi sănătatea, da? Sănătatea și al patrulea, bineînțeles, tradiția în handbal și în fotbal, că suntem nostalgici și ne gândim ce a fost Metalul Plopeni odată când arbitram cine intră în Liga 1 și cine nu intră. Patima mare. Vă propun să mergem, dragi prieteni, să vedem stadionul din Plopeni, care are o istorie recentă extrem de interesantă. Revenim imediat. Ne aflăm, dragi prieteni, pe stadionul din Plopeni. Era să zic că ne aflăm pe stadionul Stelei, după cum... De ce aveți roșu, alba? Mă rog, cu verdele ăla. E, să spun, o disimulare, pentru că ești dinamovist. I-a stat prin învăluire. Care este istoria acestei arene sportive, domnule, acestui stadion? Domnule primar, fiindcă au fost mai multe etape până să revină la administrația locală. V-am spus,
De la început că stadionul ăsta este opera domnului Șilaev, directorului Șilaev. După care, după Revoluție, echipa nemai fiind susținută foarte bine de către Uzina Mecanică Plopeni, echipa de fotbal, vorbim și tot clubul, toate secțiile din cadrul clubului, s-a încercat la sfârșitul anului 90 aducerea unui investitor privat pe lângă conducerea Uzinei. La momentul ăla, conducerea Uzinei n-a fost inspirată și a devenit proprietar pe anumite bunuri de aici, acel investitor privat, care ulterior a intrat în insolvență și aceste bunuri, care devenim astăzi vorbesc de tribuna principală, cantonamentul, tribunele care înconjură terenul de joc, le-am cumpărat la licitație publică la București, fiind scoase la vânzare, le-am cumpărat în anul 2021 pe o sumă de aproximativ 180.000 de euro. Este singurul stadion din Plopeni, așadar ar fi fost culmea să cumpere, mă gândesc, să cumpere o altă firmă care să dărâme stadionul și unde să construiască, eu știu, blocuri sau un magazin. Nu, sau... La licitație s-a prezentat inițial o firmă din Galați, Toflea, numai să taie, să ducă la fier vechi aceste tribune și să o facă mărunțit pentru agregate. Na. Da, asta vreau să facă și i-am îndepărtat de acolo. De la... Prin preț. Dar tribunele, e clar că nu arată bine și acestea care se văd în spate, și tabela de marcaj, și tribunele din beton. Spuneți-mi, vă rog, Plopeniu, clar, nu are bani. În bugetul local, vorbeam și mai devreme, nu există bani pentru toate obiectivele, chiar decât pentru foarte puține. Care sunt perspectivele? Plopenarii, sigur, se întreabă, echipa joacă aici, da. Liga a 3, am spuneați, da. Pasiune mare, cam câți oameni vin duminica la, sau sâmbătă la meci? 500.000 de spectatori. 500.000 de oameni? Deci este un fenomen în cadrul comunității. Bine, față de cum era pe timpul Revoluție, atunci aveau abonamente făcute în o zină și veneau 3-4 mii, 5 mii la fiecare meci. Wow! Da, 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 da. Wow! Deci păi, fotbalul... Metalul Plopeni arbitra cine intră în Liga 1. Arbitra. Care sunt planurile realistice? Pornind la premisa că bugetul local nu are fondurile pentru a investi doar din bugetul local. De unde puteți atrage bani? De unde puteți? Am spus nu peste noapte. Și am gândit asta prin PNRR să aducem investiții undeva la 2 milioane și ceva de euro, 2 milioane și 300.000 de euro. Tribuna principală să o reabilităm, unde sunt și vestiare și vor deveni multe spații care trebuie să existe la Liga 2. Îl vom omologa terenul ca la Liga 2, stadionul. Plus, în spate avem acel cantonament unde vrem să facem un cantonament modern, să aducem echipele să stea în cantonament. Echipe naționale, că aici a jucat și Gică Popescu și Sabo și toți. Echipe naționale aici făceau meciurile oficiale. La Plopeni? La Plopeni. Deci eu am jucat contra lor. Eram junior atunci, am jucat contra lor. Și îmi spunea Mircea Lucescu, care era Dinamo, Dinamo care e sufletul meu, îmi spunea, nu-l lovi părăducioiul. Nu asta ce poți jucați? Fundaș. A, deci știa să dați la picioare. Da, intrați prin alunecare. Prin alunecare, așa? Mai știți, bănuie, să mai dați... Și acum avem Old Boys și mai jucăm. Bun, deci 2 milioane 300.000 de euro, bani pentru tribună și tot ce înseamnă accesorii, cantonament. Astea și, sunt bani suficienți pentru refacerea? Asta vorbesc pentru tribuna principală și cantonament. După care planul secund va fi să facem un teren de antrenament în spatele tribunei, unde e tabela de marcaj, să mai scoatem un fond forestier, ceva teren, să putem să facem un antrenament sintetic. A, deci vă duceți către extindere, nu doar către... Da, trebuie să faci un complex sportiv în care poți să desfășori, adică poți să vină și naționalele aici să-și faci, să stea în cantonat. Cadrul natural e perfect. Eu am gândit asta și de aceea am și băgat bani din bugetul local în sala de sport din spatele clădirii principale și în vestiar de acolo. Putem să mergem acolo să mergem să filmăm. Veți vedea, dragi prieteni, câteva imagini. Așadar, există o bază sportivă. Da. Liga 3 înseamnă și bani, înseamnă și obligații, înseamnă multe. Și ca să reziste Liga 3, trebuie, în primul rând, un anumit număr de copii juniori.
Și noi la momentul acesta la Clubul Sportiv Orășenesc Lopeni avem 120 de copii la fotbal. Pe grupe. Sunt mulți. Da, și mă bucur că e emulația asta. Da. Așadar, copiii, dacă au condiții, dacă au club sportiv, da, vin. Părinții își trimit copiii la... Exact. Consiliul Județean și acum 2 ani ne-a ajutat printr-un parteneriat să aducem echipamente sportive pentru toate categoriile de vârstă. Și anul ăsta voi face un parteneriat, că mai avem alți copii mici care au venit de anul trecut, în jur de vreo 40, chiar, la grupe de cei mai mici și o să le luăm anul ăsta echipamente. Sunt copii și din zonă sau doar din Plopeni? Nu, sunt și din zona limitrofă, dar... Că bănuiesc că țintiți să deveniți așa, un pic de regiune. Așa, de... așa este, da, și țin foarte mult, dacă e un jucător foarte bun în zona până la Slănic și înapoi, îl aducem la Plopeni să joace la Liga 3 și poate joace și mai sus. Deja a plecat un portar foarte bun din Ploiești care a jucat la noi și joacă la Slobozia, la Liga 2. Dacă dar se leagă lucrurile, apropo de cantonament, apropo de investiția în școli, în grădiniță, în școală, în liceu, adică vor trebui să stea aici și atunci... V-am spus viziune. Plopeni, oraș cu viziune. Interesantă. Plopeni, oraș cu viziune. Adevărul e că, da, multor orașe, fără să mai dau nume, din Prahova, le lipsesc viziunea. A trecut timpul foarte repede, domnul primar. Vă propun să ne reîntâlnim și să vorbim și despre infrastructură, despre drumuri, despre drumuri asfaltate, drumuri neasfaltate, despre utilități, apă, gaze, canalizare, lucruri care de fapt contează foarte mult în viața noastră. Vă mulțumesc, deci culorile se schimbă, da? Nu, le lasă așa ca să înțeleagă că sunt... Nu, adevărul că eu sunt din amul vizitat, dacă Steaua sau FCSB-ul joacă cu o echipă străină, nu dacă țin cu aici. Știți că FCSB-ul înseamnă fac ce spune Becali, nu înseamnă FCSB. Nu, asta înseamnă, a citit și eu undeva. Uneori îmi pare rău că n-am avut și noi un Becali la Dinamo. Da, îți las că am trecut acum de am trecut la echipele naționale. Așadar, domnule primar, știrea de pe acest teren de fotbal, aceasta mi se pare, program prin PNRR, așadar nu bani local, că bani local nu aveți oricum 2,3 milioane de... Dar ți-a bani să bagi în bugetul local aici. Și plus într-un stadion, care spune lumea, aoleu, ce, noi avem alte probleme. Vă mulțumesc mult pentru participare, vă propun să ne reîntâlnim viitorul foarte apropiat, ca să continuăm discuția despre Plopeni, oraș cu viziune, nu spuneți? Și vă mulțumesc că sunteți aproape de orașul Plopeni, să spunem tuturor ce am făcut și ce vom face. Da, și ce probleme sunt, fiindcă până una alta oamenii vor să știe ce s-a întâmplat, știu oamenii ce se întâmplă și ce se va întâmpla. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!